Astăzi, o nouă zi în paradis. Am câștigat ultima probă. Sunt liniștit. Bă, tu vorbești serios? Ești om așa în toată firea? Ți-am zis ce ți-am zis. Te atingi de echipa mea, mă ating de ce ți-e mai drag. Mai ai mașina? Ziua de ieri pentru mine a fost o zi foarte ciudată. Mi-am pierdut un om foarte bun. Am pierdut omul pe care mi l-a dat Bontea. Sunt în patru. Mi-ai luat și roțile, măcar să știu. Nu alea ți le-am luat eu. Nu cred. Da, vrei să zic cine mi-a rupt-o? Cine a rupt-o pentru mine? Cine? Bădici. Tu ai făcut-o, mă? Bam, 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 bam. Azi e misiune imposibilă. Sunt cocii pe voi ca pe butelie, bă, băieți, și pregătiți-vă că vine. Băi, stai așa că am și eu un cadou pentru tine. Ce-ați pățit, mă? Oglinzile? Nu, ți-am adus-o Batista. Batista? Da. N-am înțeles ideea de Batista. Ce da? Am și pentru tine una. Batista? Nu, că n-am înțeles. Batista, de regulă, cum să zic eu, Batista, știu că e duel. De fapt, nici nu știu ce semnifică Batista. Să vă ștergeți lacrimile. Asta e crocodil. Am impresia că o să înceapă să plângă foarte curând și au nevoie de Batista. Cred că trebuia să le păstreze pe amândouă pentru el. Că nici astăzi nu-l văd bine. Chiar nu-l văd bine deloc. Stai uite că așa, am sofluturi de bucurie, băi. Am sofluturi de bucurie. Băi, mai am un cadou. Nu pentru voi, pentru un coleg de-al nostru de aici. Ia, tată. Hai de capul meu. Să nu te mai tai. Ia, tată. Sunt aduse cu un scop, adică să nu-și mai tăie unghiile, să scoatem de la cuptor, că noi mereu căutăm mânuși, să scoatem prosoape, să scoatem ceva de la cuptor și noi mereu nu avem câte ceva.